președinte de raion și 3 vicepreședințe. Aceasta este structura organizatorică a conducerii raionului Căușin, care a fost aleasă la data de 4 decembrie. În cadrul sesiunii plenare, care a început de la o luni, cele 5 formațiuni politice care au intrat în Consiliu au ajuns la un consens și, în urma negocierilor, l-au înaintat la funcția de președinte pe Alexandru Catan de la PAS, cel care anterior a deținut această funcție timp de 7 luni. O treime de consilieri Consiliului Raionul Căușin venim cu propunerea de a fi ales președinte al Raionului Căușin, consilierul Catan Alexandru. În votul proiectului 2-1 cu privire la legea președintelui Raionului Căușin, cine este pentru, rog, votați. 28. Domnul Alexandru, felicitări. Stimați consilieri, stimați cetățeni a raionului Căușin, vreau în primul rând să mulțumesc cetățeanului care ne-a dat votul și ne-a permis ca noi astăzi să fim în număr numeric de 33 consilieri în cadrul Consiliului Raional Căușin. În urma discuțiilor care le-am purtat cu președinții de fracțiune în sala mică, propun spre analiza dumneavoastră și pentru susținere, pentru ca funcții de vicepreședinte în sfera agricultură, care este o ramură foarte importantă, aș spune cea mai importantă în țara noastră, aș propune ca dumneavoastră să-l susțineți pe domnul Bobicov Mihail. Pun votul propunerea președintelui raionului prin numire funcție de vicepreședinte al raionului Căușin, domnul Bobicov Mihail. Cine este pentru, rog să votați. Abține. Împotrivă. Vă mulțumesc. Domnul Mihail, felicitări. Felicitări. Stimați consilieri, permiteți-mi de a propune pentru funcția de vicepreședinte la vicepreședintea economiei, buget și asistență socială pe domnul Cuciuc Oleg. Spun votului propunerea de a fi numit în funcție de vicepreședinte al Raionului Căușin, domnul Oleg Cuciuc. Cine este pentru, rog să votați. Rog numărătorii. Dar președintele l-ați socotit? Da, eu am ridicat. Împotrivă? Abțineri? Domnul Oleg, felicitări! Deci, stimați consilieri, îmi permiteți a treia funcție de vicepreședinte a educației, tineret și cultură să-l propunem pe domnul Musteață Valeriu. Cine este pentru de a numi în funcție de vicepreședinte al Raionului Căușin domnul Valeriu Musteață, rog să votați. 15. Împotrivă? Abțineri? Domnul Valeriu, felicitări! Catan, care anterior în calitate de președinte de raion a depus o cerere de demisie din propria inițiativă, spune că în Consiliu a fost creată o coaliție largă care se bazează pe conlucrare și pe rezolvarea problemelor cotidiene ale cetățenilor. Este o perioadă nu atât de simplă, este foarte mult de lucru, o să lucrăm împreună cu toată conducerea nouă, o să încercăm să motivăm fiecare ramură, fiecare structură, fiecare ramură să fie auzită, dezvoltată. Mă bucur foarte mult că a fost făcută o coaliție largă, o coaliție destul de mare, unde au fost implicați diferite partide și respectiv ne-am pus ca scop nu atât atmosfera politică, cât atmosfera prietenică pentru cetățenii din raionul Căușin. Astfel, în responsabilitățile vicepreședinților de raion va intra domeniul agrar, domeniul educațional și cel social. Mihail Bobicov va răspunde de domeniul agrar. Nu, în primul rând trebuie să revizuim toate problemele care le avem și să ne punem, să facem plan anume pe agricultură și să ne pornim, să îndeplinim planurile a îmbunătății starea în sectorul agricol. Mă bucur că oamenii m-au apreciat. Problemele care sunt în agricultură noi le știm foarte bine. Le-am declarat nouă dată. Din 2020 noi avem și proteste pe tema asta și cred că a să avem posibilitatea de a rezolva problemele până ajunge agricultura în piață. Asta e cel mai mare scop, să fie rezolvat toate problemele pașnic și în mod normal, adică să spunem, fără ieșire cu proteste. Sperăm că să fim, la nivelul ăsta, să fim auziți mai bine de guvernare.
Oleg Cuciu, care anterior de mai multe ori a deținut funcția de vicepreședinte de Raion, va fi răspunzător de domeniul social. Cred că din toți trei vicepreședintii, sper că sunt cel mai cunoscut. Ultimul mandat am lucrat în calitate de vicepreședinte al Raionului Căușeni. Anterior am fost jumătate de mandat deputat în Parlamentul Republicii Moldova, perioada 2017-2019. Mai anterior am fost din nou vicepreședinte de Raion în perioada 2011-2013. Așa că domeniul dat îl cunosc bine. Cu atât mai mult domeniul care astăzi am fost înaintat, îl cunosc bine, economia, investiții, reparații capitale. Sper că o să fac față. De, mă bucur foarte mult că s-a găsit un consensus și s-a făcut o coaliție largă. Deci, din câte cunosc eu, asta este prima dată când s-a realizat așa o coaliție extra largă în Consiliul Raional. Eu nu cred, colegii mei în alte raioane s-a ajuns la așa înțelepciune. Cunoașteți că ultimii 4 ani conducerea raionului a fost deturnată de câteva ori. Sperăm că odată cu instaurarea unei noi administrații, toate jocurile politice vor fi oprite și eforturile noastre le vom concentra pentru binele locuitorilor. Iar fostul primar al satului Săiți, Valeriu Musteață, va gestiona domeniul educațional. Vreau să spun că eu cunosc această ramură, fiindcă am terminat facultatea de istorie și pedagogie în anul 1984 și atunci în țară se desfășurau o reformă în domeniul învățământului. Și iată de atunci, deci de acum nu mai avem mare tangență cu învățământul, dar soția este tot profesoară. Și adică cunosc problemele învățământului și de atunci tot urmăresc că învățământul tot trece prin reforme și prin reforme și prin reforme. E clar că eu acum nu pot să mă expun care este situația la moment în domeniul învățământului de Raion, dar voi face neapărat cunoștință cu regulamentele, cu situația. Voi veni și eu cu soluții, cu propuneri, adică deci nu voi sta într-o parte în primul rând, voi pune toate eforturile, puterile, cunoștințele, experiența și sper că voi face față, adică mă voi stori în primul rând de răzputeri ca să fac față acestei noi funcții. Vă reamintim că din Consiliul Raional Căușeni fac parte 33 de consilieri din 5 formațiuni politice.